Cartea Cuvintelor Dispărute de Mircea Stanciu, o carte apărută la editura Frontera. Și aici, din cartea, din Cuvintele Dispărute, în Cuvintele Dispărute regăsim făgăduință, acotrobăi, menirea, tihna, snoavă, gogoman. Uite și gogomanul de fulgerică. Nărav, tămăduire, cutezător și multe altele. Și o să citim despre tămăduire. Caut tămăduire. Cuvântul tămăduire are trei frați gemeni, pe care îi folosim mai mult decât pe el: vindecare, însănătoșire sau a se face bine. Dar și alți trei care sunt mai puțin folosiți: lecuire, îndrăvenire și întremare. Cu totul sunt șapte frați. Tu pe care îl folosești mai des? Eu folosesc tămăduire de multe ori. Eu mi-amintesc cum bunica îmi spunea când îmi trecea gripa: slavă Domnului, s-a întremat ticălosul ăsta mic. Despre cuvântul tămăduire aș vrea să spun o poveste adevărată. Am cunoscut un adolescent pe care colegii de clasă îl porecliseră președintele pentru calitățile sale de lider. Într-o zi a avut o dispută cu părinții, cărora le-a aruncat următoarele cuvinte: mai lăsați-mă în pace cu controlul vostru, vreau să zbor cu aripile mele, chiar dacă am să mi le frâng. A doua zi, intrând cu lumânarea la subsolul casei unde se afla centrala cu gaze, aceasta i-a explodat în față. Suflul exploziei a spart peretele, dar în mod miraculos el a supraviețuit și a reușit să iasă singur. Prețul libertății a fost scump pentru președinte. A fost dus de urgență la spital. Inițial, medicii credeau că va rămâne cu sechele grave pentru toată viața. Durerile erau insuportabile. Pentru a putea fi pansat, trebuia să îi se facă anestezie. L-am vizitat în acele momente. În ciuda durerilor, era foarte optimist. Spunea că dacă un prieten ar avea nevoie de inima sa ca să trăiască, i-ar da-o pe loc. Minunea a fost că băiatul s-a tămăduit aproape total în numai 2 săptămâni. Dar cu el s-a petrecut ceva straniu. La început, deși simțea dureri foarte mari în trup, era foarte încrezător. După ce însărcinările au început să-i se vindece și bandajul i-a fost înlăturat, l-au cuprins nemulțumirea și revolta. Un fel de arsuri ale sufletului, ascunse până atunci, au început să îl muncească. De ce mi s-a întâmplat mie așa ceva? De ce există suferință? Aceste plăci din interior le suporta mai greu decât pe cele din trupul aproape vindecat. Tămăduirea lui se oprise cumva la jumătate. Tu cum l-ai încurajat dacă l-ai întâlnit? Te-ai gândit vreodată ce legătură strânsă este între suflet și trup? Oare cât de greu este să rămână unul în urma celuilalt?